este cel mai puternic cu tremur care a lovit Turcia în ultimii 100 de ani. Am contactat contactele noastre din regiunea de nord a Turciei pentru rapoarte și am întrebat cum ne putem ruga în mod specific, în special pentru biserica din aceste regiuni. În Turcia, aceasta include mulți creștini iranieni care au părăsit Iranul pentru a se proteja de arestare și închisoare și acum trăiesc în Turcia ca refugiați. Ionatan, partener de rugăciune din regiune, ne spune... Încă învățăm întreaga amploare a pagubelor. Cea mai urgentă nevoie de rugăciune pentru ambele țări, spune el, este pentru putere și înțelepciune, pentru echipele de salvare, pentru a-i salva pe cei care sunt în prezent prinși. Din câte știu acum, există un cuplu de la una dintre bisericile la care slujim, care este prins sub dărâmături în orașul de coastă, o familie care și-a pierdut fica de șapte ani și în orașul Elspitan este un alt credincios care a fost și prins în capcană. În aceeași regiune s-a prăbușit și o clădire de spital. După aceasta, rugați-vă pentru adăpost și siguranță pentru multele mii care probabil vor rămâne fără adăpost. Rugați-vă pentru ca bisericile din regiune să aibă înțelepciunea despre cum să ofere ajutor oamenilor nevoiași prin propriile lor comunități și înțelepciune pentru biserica la nivel național în timp ce se pregătește să coordoneze răspunsurile. De asemenea, rugați-vă pentru încurajare, pace și înțelepciune pastorală în bisericile în care familiile și-au pierdut pe cei dragi. Wahid, un alt partener de rugăciune din Turcia, spune... Micile congregații creștine din aceste zone au suferit pierderea ale caselor și bunurilor lor pe baza a ceea ce mi s-a spus pastorul lor în această dimineață. Vă rugăm să vă rugați ca aceștia să poată primi sprijinul și ajutorul de care au nevoie de la autoritățile locale, deoarece a fi non-cetățean poate fi uneori un obstacol pentru a putea primi ajutor și sprijin adecvat. Rugați-vă pentru protecția și confortul celor care și-au pierdut pe cei dragi, casele și bunurile. Cereți-l să aducă ajutor rapid și eficient celor aflați în nevoie și să dea putere și curaj celor care ajută la eforturile de salvare. Autoritățile se tem că numărul morților va continua să crească pe măsură ce echipele de salvare caută prin clădirile zdrobite, multele dintre acestea fiind deja grav avariate de un deceniu de război civil și bombardamente. Părinte, venim la tine acum cu inima zdrobită din cauza înregistrărilor video și a fotografiilor pe care le vedem cu acest dezastru oribil. Ne rugăm chiar acum pentru cei prinși sub dărâmături. Ne rugăm să le oferi salvatorilor și primilor răspunsuri informații despre unde să caute rezistență fizică și curaj emoțional pentru a persevera. Ne rugăm pentru această familie care a pierdut acest copil mic și vă rugăm să le oferiți lor și tuturor celorlalți care și-au pierdut pe cei dragi, confortul și pacea voastră. Vă rugăm să oferiți bisericii din aceste regiuni curajul de a împărtăși lumina în aceste ore întunecate. Doamne, știm că trăim într-o lume zdrobită, dar aceasta nu reduce durerea sau lacrimile. Mulțumesc! Știm că ești un Dumnezeu bun care îți iubești poporul și, așa cum arată cuvântul tău, inevitabil va lucra împreună pentru bine. Ne rugăm în numele Lui Isus. Amin. Aceasta este o poveste în curs de dezvoltare. Vom continua să aducem actualizări pe măsură ce le primim. Numele reprezentative folosite din motive de securitate. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.